pentru că ne-am adus aminte de momentul în care ați făcut un pariu cu George Popa. La tenis. L-ați câștigat. Ia uite, dar știe să umble cu el. Ia uite, formidabil. Fantastic. Ne trebuie să știi să urci și să umbli. Dacă iese așa și în direct, e perfect. Deci asta este o surpriză pe care o veți vedea, sper, fără incidente în cadru. Avem o surpriză pentru domnul Siriac. Ea se leagă de un pariu pe care l-ați făcut cu George Copos la un moment dat. Ne puteți spune despre ce pariu a fost vorba? Cu aterizare, că e zgomotul ăsta care ar putea împurca. Așa. Dar aterizarea, eu zic a rezistat totul? Aterizarea a fost perfectă. Cadou e un trabant din partea noastră. Dar poți să le iau acasă. Bineînțeles. Da, mulțumesc să rămână. E un trabant, dar spuneți-ne de ce e un trabant, că știți. Păi eu făcusem un pariu cu domnul Copos acum 100 de ani, când aveam vreo 120 de kg. Dacă poți să crezi că atâta minte are,